Eu și familia mea am vrut să mergem într-o vacanță la munte, dar doctor Barba m-a chemat urgent la muncă, așa că eu n-am mai putut să mă duc. Ei însă au plecat de dimineață și mi-au zis că o să-mi dea mesaj când o să ajung acolo, însă nici după 12 ore n-am mai primit niciun mesaj de la ei. M-a speriat foarte tare, așa că i-am dat dispărut la poliție, iar domn polițist mi-a zis ceva ce m-a șocat. Chiar în locul în care s-au dus ei, Siren Head a fost văzut și auzit cum distruge totul și omoară oameni. Rămâi până la final să afli dacă familia mea a supraviețuit. 1, 2, 3, 4 și gata băi și fete, am pus cutiile astea aici și oficial am terminat munca pe astăzi, mai trebuie să trag și de maneta asta și gata, am stat peste program, este ora 6 și dacă vă întrebați de ce sunt așa de fericit că am terminat munca, ei bine băi și fete, mâine și poi mâine, adică în weekend, nu o să vin la muncă pentru că o să mă duc în vacanță cu familia mea, ați auzit foarte bine, eu și Magdalena și copiii ne-am gândit să ne luăm și noi așa un weekend în care să mai stăm așa, să mai vorbim, să ne mai relaxăm și am găsit o cabană la munte foarte, foarte mișto și foarte interesantă unde o să mergem weekendul acesta. Domn Dr. Barbă, am pus toate cutiile acolo, am tras de maneta, am făcut totul, este ora 6, pot să plec acasă pentru că trebuie să mă odihnesc că mâine de dimineață pe la ora 6, dacă nu mă înșel, 6 dimineața, o să plec cu familia mea către munte. Marius, ai terminat toată treaba, dar înainte să pleci vreau să spun o chestie. Mă bucur foarte mult că în sfârșit pleci într-o vacanță cu familia ta în care să te relaxezi. Bă, într-adevăr, băi și fete, am avut mai multe tentative de vacanțe, să spunem așa, pentru că de fiecare dată s-a întâmplat ceva nașpa în și nu prea am reușit să ne relaxăm, însă... Sperăm ca de data aceasta să fie cu noroc. O cabană la munte este cea mai bună doză de relaxare, mai ales că ultimele luni din viața ta au fost un haos total, chiar meriți din plin această vacanță. Bă, într-adevăr, nu o să doctor barba că minte chiar au fost un haos total. Dar nu uita luni să vii la muncă cu forțe proaspete, deoarece săptămâna viitoare, nu știu exact când o să am nevoie de tine. Mi-a tot zis doctor Barba că o să facem ceva experiment și o să trebuiască să stau mai mult la muncă. Ți-am spus încă de acum o săptămână că o să stai puțin peste program. O să fac un experiment cu niște substanțe foarte periculoase și va trebui să am nevoie de un asistent. Bă, nu știu, nu prea îmi place, dar până la urmă asta, ăsta e jobul meu. Vom purta măști de protecție pentru că, după cum ți-am zis, o să fie ceva foarte periculos. Doctor Barbă, eu înțeleg, dar na, Sper să nu fie ceva din care să ne rănim. Dar nu știu când va fi ziua, deoarece trebuie să vină transportul cu acele substanțe și o să trebuiască să le folosesc rapid. În fine, baftă în vacanță, să faceți poze, să văd și eu cum e pe acolo. Bun, Dr. Barba, păi ne vedem luna atunci, băi și vete, Let's go! băci de treabă e doctor Barbă, fraților, mă înțelegi când am și eu nevoie de o vacanță, mă las o să plec, băi, chiar foarte de treabă. Să să vă spun, am puține emoții pentru experimentul pe care o să-l facem săptămâna viitoare. Dar sper să nu se întâmple nimica. În fine, hai să vedem care-i treaba. Sunt curios dacă Magdalena, Răzvan și Izabela au împachetat tot, au făcut totul cât timp am fost eu la muncă. Trebuiau să pună chestiile în mașină, pentru că mâine de dimineață, vă mai repet încă o dată, mergem o vacanță la munte, băieți și fetan. Magdalena, Izabela, Răzvan, ce faceți, dragilor? Oh, uite și pe drăguțul de Monti. Uh, ați făcut totul cât timp am fost eu plecat? Marius iubire, să știi că m-am ocupat de absolut tot cât timp ai fost la muncă. Am băgat în porbagajul mașinii tot ce avem nevoie. Haine, mâncare, prosoape, peruții de dinți etc. Băi și fete, cred că totul este perfect, nu? Am sunat la cabană și ne-au spus că ne așteaptă cu brațele deschise. Oh, de când așteptam să avem și noi un weekend de relaxare. De fapt, noi tot am încercat, dar de fiecare dată s-a întâmplat ceva și n-am mai ajuns în vacanță. Sau am ajuns într-o vacanță care s-a dovedit a fi un coșmar. Dar acum totul este plătit, totul este rezervat și mâine de dimineață plecăm la munte. Abia aștept băieți și fete. Bă, cred că o zi pur și simplu doar o să stau în pat și o să mă uit la priveliștea frumoasă. O să mergem, fraților, gen avem cabana asta într-o pădure de lângă munții Lungani, Dacă nu mă înșel, nu prea știu care e treaba cu munții ăștia, însă este un peisaj foarte frumos. O să vedeți și voi în momentul în care o să ajungem acolo. Gen, cel puțin așa cred eu. Apropo, Marius, mâine înainte de plecare să o suni încă o dată pe mama ta și să-i mulțumești că ne-a dat bani împrumut pentru asta. Magdalena, deja am sunat atât de două ori și am mulțumit băi și fete, da, în cazul în care nu v-ați dat seama, noi nu avem bani să mergem în vacanță pentru că doctor Barbă n-a reușit să-mi dea salariu, dar mama ne-a dat împrumut și acum putem să mergem, lasă iubire că o să o sunăm uh, când venim. E o scumpă și merită mulțumirile noastre. În fine, hai să ne odihnim că mâine de dimineață trebuie să plecăm și cred că facem vreo două ore pe drum, da, cam așa am auzit și eu. Voi copii? Să despregătiți? Mama, vreau să zic că și eu am făcut ceea ce mi-ai zis tu. Am reușit să găsesc pe cineva care o să aibă grijă de Monty cât timp noi, noi, suntem plecați. Mama, am și uitat de chestia asta, băi și fete. Am și uitat că acum nu mai suntem patru în familie, suntem cinci. Și trebuie să aibă cineva grijă și de drăguțul ăsta. O, uitați vă cât de drăguț e. Oh, cât de drăguț e. Uh, și Isabela, pe cine ai găsit? Și am făcut cea mai tare economie. Tu mi-ai dat 100 de dolari și mi-ai zis să găsesc pe cineva cu banii ăștia care să aibă grijă de el. Am căutat pe net și toți oamenii care erau îngrijitori de câini cereau 150-200 de dolari pe weekend. Ok, păi și cum ai făcut economie? dacă ăștia cereau dublu. Așa că am vorbit cu o prietenă de-a mea și o să vină ea weekendul ăsta să stea cu Monty și să-i dea de mâncare. O să-i dau 25 de dolari pe zi, adică în total 50 de dolari, iar eu o să păstrez ceilalți 50. Bă, bravo, ție -ți merge mintea, bravo, Izabela. Plus că ea l-a văzut pe Monty și în poze și a zis că este un cățeluș absolut adorabil și că abia așteaptă să-l cunoască. Și aici chiar sunt de acord cu ea și eu la fel. Răzvane, tu pare și a puțin cam supărat. S-a întâmplat ceva? Uh, stați puțin! Nu știu dacă este o idee bună să mergem acolo. De ce? Mama ai spus că noi mergem la o cabană în pădurea din munții lungani? Da! Acum trei săptămâni un alpinist a fost dat dispărut acolo, a încercat să urce munții și n-a mai fost găsit. Um... Răzvane, peste tot, în toți munții, sunt alpiniști care sunt dați dispăruți și nu mai sunt găsiți niciodată, pentru că să urci un munte e o chestie foarte periculoasă și desigur că există oameni care se mai pierd și se mai întâmplă necazuri. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să mergem. Și pe lângă chestia asta, noi nu avem nicio treabă cu alpiniștii. Noi nu mergem pe munte, noi mergem la o cabană. Suntem așa, activitate turistică. Stăm acolo, mâncăm, bem și ne relaxăm. Adică nu avem nicio treabă cu munții, știi ce zic? Poliția deja face cercetări, au fost elicoptere, oameni voluntari, câini care au încercat să-l găsească și nimeni nu l-a găsit. Unii oameni presupun că a fost chiar mâna lui Siren Head, bă răzvane, iar crezi toate prostiile de pe internet, pentru că acum patru ani a fost văzut în pădurea asta și se spune că de mult timp este pădurea lui. Voi ce ziceți? Adică mie mi-e destul de frică. Mergem acolo fără niciun fel de ajutor. Bă, Răzvane, nu mai crede toate prostiile de pe internet, bătată, bă. Ia, hai să vedem, băi, și vede ce dispariție e. În urmă cu trei săptămâni, un alpinist curajos s-a aventurat în munții Lungani pentru o drumeție solo, dar din fericire, din nefericire, doamne iartă-mă, doamne iartă-mă, băi, și am, am, citit greșit, n am mai fost văzut de atunci. Desfășurând una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din ultima perioadă, autoritățile au mobilizat elicoptere voluntari și câini de salvare pentru a încerca să găsească orice urmă a bărbatului dispărut cu toate acestea până în prezent nicio descoperire semnificativă n-a fost făcută. Bă, e trist băieți și fete, dar n-a se mai întâmplă chestia asta, adică probabil N-am, mai ales că acum cred că e și zăpadă acolo, habar n-am, dar probabil a făcut un pas greșit și s-a întâmplat ceva. Familia, prietenii și comunitatea locală își exprimă în profund regretul și îngrijorarea față de soarta alpinistului. Cu toate că operațiunile de căutare au fost intense și susținute de resurse considerabile, dispariția acestuia rămâne învăluită în mister. Niciun fragment din echipamentul său, nici o urmă a pașilor sau a hainelor sale n-au fost găsite. Bă, v-am zis, acolo poate sunt... Uh, poate poate e zăpadă și normal că nu îi mai sunt găsiți pași și pe lângă asta men au căutat doar 3 săptămâni dacă cumva i s-a întâmplat ceva la atacat vreun animal cine știe când o să fie găsit alimentând speculații și teorii despre cauza dispariției unii locuitori locali încep să susțină că ar putea exista o legătură între dispariția alpinistului și legendara creatură cunoscută sub numele de Siren Head bă ce prostie asta această teorie se bazează pe apariția unui videoclip misterios în urmă cu patru ani în care Siren Head ar fi fost prins într-o pădure, surprins într-o pădure din apropierea muților lungani. Cu toate acestea, autenticitatea materialului video rămâne neclară și neconfirmată. Mai pe traducere răzvan E un videoclip fake Nu e niciun Siren în pădurea asta Doamne, iartă-mă În ciuda încercărilor continue de a găsi orice indiciu Care se ducă la găsirea alpinistului dispărut Autoritățile au anunțat oficial Că operațiunile de căutare au fost suspendate Mamă Deci sau au abandonat situația Comunitatea și familie celor afectați Își păstrează speranța că într-o zi Misterul va fi elucidat și că adevărul Despre soarta alpinistului dispărut în munții lungani Va ieși la iveală da, foarte trist. Răzvane, e foarte trist, dar pe bune nu mai crede toate tâmpenile de pe internet. Tu n-ai auzit că videoclipul ăla nu e autentic sau ceva de genul, ce, adică că e fake. Pe bune, bă, Răzvane, tu îți strigi vacanța. Nu există niciun siren head, nu o să se întâmple nimic, pe bune. Tata, de fapt, cred că s-ar putea să ai dreptate. Ar trebui să nu mai cred toate prostiile pe care le văd pe internet și să mă sperii degeaba. Bravo ție, băi! Ți-a venit mintea la cap. M-am uitat acum pe site-ul ăsta și au făcut o postare acum o lună despre un tânăr care a dispărut într-un oraș de lângă noi și spuneau că probabil l-a răpit Cartoon Cat. Da, un site foarte, foarte prost. Nu orice persoană care dispare, dispare din cauza unei creaturi ciudate. Oamenii mai dispar și din greșeală. Dar ce să vezi, tinerul a fost găsit acum o săptămână, de fapt acesta venea spre casă, a călcat strâmp și a picat într-un șans. Wow, cine ar fi crezut? Și-a rupt piciorul și a reușit să ajungă doar lângă un lac. Acolo a reușit să bea apă și timp de 3 săptămâni nu a mâncat nimica și doar a băut apă din lac. Mamă, deci asta chiar a supraviețuit eroic. Din fericire, niște oameni care făceau o drumeție l-au găsit și Cică a fost răpit de cartunchet. Site-ul ăsta chiar e o prostie. Bravo, bă, că-ți dai seama. Chiar să mândru de Răzvan, fraților, că-și dă și el seama că totul e o prostie. Răzvane, nu vreau să te sperii, dar știi cum e vorba aia? Și un ceas stricat are dreptate de două ori pe zi. Ha, ha, ha. Izabela, te rog eu să nu -mi faci mișto de frate tu. Stai miștit, nu o să ne mănânce nicio creatură Sirenhead. Și pe lângă chestia asta, tu te auzi ce spui? Ai zis că trebuie să luăm niște ajutor cu noi, ca să fim în siguranță. Dacă chiar ar exista această creatură, ce ajutor am putea lua cu noi? Răzvane aici are dreptate, sorăta. Adică, bă, dacă chiar există creatura aia și vine către noi... Aia am fost, băi, și fete. Dacă cumva nu avem noroc să ne ascundem un undeva. Nu mai avem nicio șansă, pe bune. Ne-ar instant și dacă am luat arme, și dacă am luat mai mulți oameni, orice am fi morți. Bă. Izabela cam are dreptate. Așa că eu zic să-ți accept soarta, și că probabil eu cu mama o să stăm în cabana de la Munte. Iar tu, când nu ești atent, o să vină o mână de a lui Siren Head și o să te mănânce. Mua, ha, ha, ha. -ha. Izabela, te rog, eu tai din gură. Răzvanei, nu asculta. Doar faci mișto de tine. Magdalena, ce facem? Hai, gata cu prostiile astea. Izabela nu mai face mișto de fratele tău mai mic. Ție ți-ar fi plăcut să facă cineva mai mare mișto de tine. Corect. Gata cu prostiile și haideți la culcare. Dimineața la 6 trebuie să plecăm. Corect. Bun. Hai să ne băgăm la culcare și să vedem ce o să facem. Mamă, deci pe uh, mie chiar mi este sombă și fete că pe mine m-a obosit foarte mult ziua asta de muncă. Sunt de azi dimineață de la ora 6, nu de la 8, de la ora 6 și acum e 6 seara. Adică sunt de 12 ore la muncă. În fine, hai să mă bag la Somn. Fraților, nu știu cât e ceasul, dar bănuiesc că e miezul nopții și mi-a tot sunat telefonul, meu și am și un mesaj nou. Oh, Magdalena, scumpă îmi pare rău că te-am trezit și pe tine. O, oh, l-am trezit și pe, și pe Monti, dragul de el. Bă, frate, deci nu știu cine m-a sunat. Ah, doctor Barbă! Marius, scuze că te-am sunat, știu că dormi, dar trebuie neapărat să vii, să vii la laborator. Să fii la laborator trebuie să vorbim ceva neapărat. Doamne, iartă -mă. Magdalena era doctor barbă, el m-a sunat și mi-a zis să mă duc rapid la laborator. Nu știu ce, doamne, iartă-mă, vrea la ora asta. Aoleu, Marius, dar doctor barbă chiar n-a înțeles că noi mâine plecăm în vacanță. Băi, am zis asta, men, dar o fică, o fică e ceva urgent și că trebuie să ne odihnim. Acum a trezit toată casa, mergi și vezi ce vrea, dar să vii rapid înapoi. Crezi că a trezit toată casa? Crezi că și Izabela și Răzvan sunt treji? Oh, v a trezit și voi? Dragilor, vedeți că eu o să merg până, până la doctor Barba, că a zis că are nevoie de mine și vedem după ce facem. Tata, eu nu pot să dorm. M-am gândit că poate ce zice Izabela e adevărat. Izabela, n-ai terminat. Ți-am zis să nu mai faci mișto de răzvan, că se panichează. Adică și tu ai mai auzit de cazuri în care genul ăsta de creatori chiar au răpit oameni și au mâncat sau ceva de genul, nu? Răzvane, nu o să pățești nimic, te rog, eu taci din gură. Și dacă asta o să se întâmple și cu noi, nu o să se întâmple. Izabela, uite ce ai făcut. Muahaha, răzvan, ai auzit povestea lui Laura de la noi de la școală? Isabela termină. Laura era o fată normală, asta până când într-o zi un păianjen gigantic a mâncat-o. Uh -huh, sigur asta s-a întâmplat, da. Din fericire n-a omorât-o, adică a rămas blocată la el în stomac până când acesta a scuipat o dar după asta viața ei n-a mai fost niciodată la fel. Sigur s-a întâmplat asta, da. Laura avea trei picioare și șase mâini, pentru că sucul gastric din stomacul păiajelor i-a afectat corpul. Aceasta a murit două luni mai târziu, pentru că i-a crescut o altă mână, încât, băi, Isabela, dar tu chiar n-ai ce face și blocarea respirația și a murit sufocată. Chiar n-ai ce face decât să-l speri pe frate, tu. Doamne, iartă-mă. Hai că vin imediat. Na. Păiajelor gigantic. În fine, băi și fete, hai să vedem care e treaba. Nu înțeleg ce, ce vrea doctor Barba Laura asta, că i-am zis, men, să nu mă deranjeze, că va trebui să să mă duc, să mă odihnesc pentru că mă duc în vacanță. Da, hmm. Dar în fine, hai să vedem ce o să vrea. Nu vreau să fiu, nu vreau să fiu răutăcios de acum, mama. Deci trebuie să fac parcurul ăsta. Hai, băi, că sunt bun la parcur. Doctor Barbă? Ia, vedeți ce mașină are Doctor Barbă. Păi, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Doctor Barbă, ce vreți la ora asta? V-am zis că trebuie să mă odihnesc. Marius, fii atent, rămân dator la tine o mie de ani dacă faci asta pentru mine, ce să fac? Știi că înainte să pleci de la muncă, ți-am zis că săptămâna viitoare o să am nevoie de tine mai mult la laborator pentru că facem un experiment foarte periculos? Da, știu, mi a zis chestia asta, dar mi a zis că nu știți în ce, ce zi o să ajungă substanțele ca să facem experimentul ăla și că nu știam în exact în ce zi făceam experimentul, deoarece nu știam cum o să ajung acele substanțe și trebuie să le folosesc în 24 de ore neapărat, dar știu că mi-a zis asta. Am fost contactat de oamenii aia și mâine vin substanțele. Mâine trebuie să facem experimentul, mă reț. doctor Barbă, în niciun caz. Eu v-am spus că mâine merg în vacanță, deci vă rog eu. Deci eu și familia mea eram și plus am și plătit deja. Deci nici măcar nu mai putem să anulăm. Am și plătit, pe bune. Chiar abia așteptam să mergem toți în vacanță la, la, munte și să mergem la cabană, să ne distrăm, să nu știu ce. Și acum dumneavoastră îmi ziceți de fapt că nu se poate. Deci vă rog eu, vă rog eu frumos, lăsați-mă să merg, pe bune. Te rog, știu că trebuie să mergem în vacanță, dar nu pot să amân, nu pot să amân, doctor Barba, pe bune că nu pot să amân. Am, am, plătit deja, deci vă spun zice că dacă puteam să amân, amânam. Că na, mergeam săptămâna viitoare, dar deja am plătit, pe bune vorbesc. Te rog, e foarte important, nu poți să vorbești cu familia ta, rămân dator, nu, doctor Barba, nu pot. Deci, pe bune, pe lângă faptul că Magdalena și Izabela și Răzvan, adică toți, chiar așteptau vacanța asta, dacă o să le zic acum că nu mai vin, o să se supere. Și pe lângă asta, nu putem să anulăm. N-avem bani. Și vă spun, doctor Barba, pentru că dumneavoastră nu mi-ați dat salariu, eu am luat împrumut de la mama mea ca să mergem în vacanța asta. Deci, pe bune, vorbesc serios... Nu, nu pot, nu știu, găsiți pe altcineva, eu mâine trebuie să mă duc în vacanță. Marius, îți dau 5.000 de dolari pentru ziua de mâine. Ma. 5.000 de dolari. Mm. ce mi faceți, doctor Barbă? Îți adaug 5.000 de dolari la salariu, dar trebuie să faci asta. Oameni, frate, bă, ești nebun. Dar, dar nu știu, men. Hai, te rog, mergi și spune-le alor tăi că nu poți să mergi în vacanță. Și lasă-i pe ei să meargă. Și numai bine săptămâna viitoare sau luna viitoare, cu banii pe care ți-i dau, mergeți toți în vacanță. Nu sună o ofertă bună. Hmm. N-are dreptate, doctor Barbă, să-i las numai pe ei să se ducă în vacanță și gen eu să merg după... Doamne, ce-mi faceți, doctor Barbă? Bine, bine, hai! Mâine de dimineață la ora 8 sunt aici. Doamne, iartă-mă, merg. Bă, dar sunt 5.000 de dolari pentru o zi, băi, și Chiar nu, nu sunt în punctul ăla al vieții mele în care să fac mofturi la 5.000 de dolari pe zi. Doamne, men. Na, acum o să le spun că nu mai vin, dar, bă, sunt 5.000 de dolari pe zi, adică putem să mergem săptămâna viitoare. O să mergem săptămâna viitoare, acum o să meargă numai ei, gen, ei practic o să meargă într-o dublă vacanță, adică nu știu de ce ar fi supărați. Ia uite că toată lumea s-a trezit, Răzvan, Izabela și Magdalena, adică nu o să mai culcat la loc, ei oricum erau, erau treziți. Auziți, dragilor, am o veste foarte proastă, mâine de dimineață trebuie să fiu la muncă. Mi-a zis doctor Barba că trebuie să facem ceva experiment și că trebuie să fiu la muncă, dar ascultați aici la mine. Îmi dă 5.000 de dolari pentru ziua de mâine. Asta înseamnă că mâine o să vă duceți doar voi în vacanță, weekendul ăsta o să fiți doar voi în vacanță și dacă e săptămâna viitoare sau un altă zi, putem să mergem noi, gen, să mergem uh, toți cu banii ăștia pe care mi-i dă doctor Barba, pe bune. Haide, bă, tata, și nu mai mergem în vacanță, chiar am așteptat. Voi mergeți! Voi mergeți! Eu, eu nu merg. Deci, bă, pe bune. Adică știu că sună foarte nașpă și că ne-a stricat planurile, dar sunt 5.000 de dolari într-o zi. Nu suntem bogați. Și chiar dacă am fi, bro, cine refuză 5.000 de dolari într-o zi, pe bune? O, oh, și acum mergem doar noi și vii și tu data viitoare, tata? Da, exact. Magdalena, scumpă, sper să nu te superi. Uite, și Monty e de acord cu mine. Marius, mă omor și mă enervez cu jobul ăsta, dar chiar avem nevoie de bani. Bine, atunci așa facem. Mâine mergem doar noi și după mergem altundeva, toți cu banii pe care îi primești de la doctor Barbă. Hai înapoi la culcare, că la ora 6 trebuie să ne trezim. Doamne, iartă-mă ce-mi face doctor Barba, băi și fete. Na, haide, haide înapoi la culcare. Este ora 6 dimineața, băie și fete, și văd că Magdalena, Răzvan și Izabela deja, deja au ieșit din casă. Dragilor, v-ați luat tot, sunteți pregătiți să plecați? O să vorbim prin mesaj, o să vorbim la telefon de acolo. Marius, te rog să ai grijă de monti și să nu faci vreo prostie. Mamă, stai să închid ușa să nu cumva să, să iasă Monty. Și să nu, nu faci vreo prostie. Izabela deja a vorbit cu colega ei și am spus să nu mai vină. Păi nu mai are rost, că na, o să stau eu cu Monty. Numai bine cât timp o să fiu plecat la muncă, el o să stea singură acasă. Of, mă simt atât de prost când mă gândesc că nu o să fii și tu. Dar mă simt mai bine când știu că ai rămas acasă pentru 5.000 de dolari. Păi și eu la fel, adică na. Este o mică diferență. Și data viitoare o să mergem toți în vacanță. Pe bune. Răzvan Isabela, sunteți pregătiți? Tata, dacă asta o să fie ultima dată când o să ne vedem, să știi că ai fost un tată bun. Răzvane termină, Izabela, nu mai fă mișto de el. Răzvane, cum se, ști, cum se, simte să știi că în câteva ori o să fim mâncat de Siren Head? Mua, ha, ha, ha. În fine, bun. Hai, baftă vouă să-mi dați mesaj de pe drum. Eu o să mă opun băiești și fete și o să mai un vreo oră. Mici de bun, mai un vreo oră că după mă duc la muncă. S-a făcut și ora 7 dimineața, băi și fete, <coughs> iar eu sunt pregătit să merg la muncă și văd că am un mesaj unul de la Magdalena care spune Mare iubire, ne-am oprit la benzinărie și mai avem aproximativ o oră până ajungem. Când o să ajungem, o să-ți trimitem poze. Ne auzim când ești la muncă, te pupăm. Bă, fraților, cred că în momentul în care o să ies de la muncă, bună dimineața, dragule. Când o să ies de la muncă, o să fiu foarte obosit, dar când o să văd poze cu familia mea de acolo, nu o să mai fiu așa de, de obosit. În fine, haide să mergem. Deci mă omoară doctor Barba, deci nu vine să cred fraților că trebuie să facem chestia asta. Sper că nu m-am mamă, cum ar fi acum să-mi zică că de fapt n-a venit transportul ăla și că nu mai facem nimica, mamă. Aș turba pe bune, în fine, aș lua vreun autobuz și m-aș duce acolo. Hai să luăm astea. Let's go. Bună dimineața, doctor Barbă, sunteți pregătiți? Bună dimineața, Marius. Încă o dată îmi cer scuze că ți-am stricat vacanța, dar 5.000 de dolari sunt 5.000 până la urmă. Nu am ce să zic. Trecem înăuntru că imediat o să vină substanțele și ne apucăm de experiment. Pe la ora 6 sper să terminăm. Doamne ajută. Hai să mergem înăuntru. Fraților, este ora 6 seara și eu tocmai acum am terminat de am, am terminat toată munca. Bă și mi se pare foarte ciudat fraților, că timp am fost la muncă, n-am primit niciun mesaj de la Izabela Răzvan sau Magdalena. Nu știu, fi că n-au semnal acolo sau habar n-am. Marius, gata, poți să plece acasă. Experimentul n-a fost chiar atât de reușit, a fost cea mai, cea mai plictisitoare zi din viața mea. Pur și simplu doar i-am turnat lui Dr. Barba ceva în recipientele alea. Dar nici rău, lasă, mai încercăm altă dată. Uite aici cei 5.000 de dolari pe care ți-am promis. 5.000 sunt 5.000, băi și fete, ok. Zi frumoasă, Dr. Barba N-am băi și fete, bă, deci eu v-am zis, eu mă așteptam acum când ies de la muncă să primesc un mesaj de la Magdalena, de la Izabela de la Răzvan. Dar n-am primit nimica. În fine, lăsați că o să merg acum acasă, o să pun bani ăștia undeva și o să încerc eu să-i sun și să le dau un mesaj și să văd ce fac. Poate, na, poate e prea amuzant acolo și-a uitat să-mi dea și mie mesaj. Sunt curios ce face drăguțul de Monty. Ia să vedem. Monty, scumpule! Ia uite-l aici, băi și fete. Bun, păi haideți că o să încerc să-i să apelez pe să-i pe ai mei și o să văd care-i treaba. Fraților, încep să încep să mă îngrijorez. I-am sunat pe Magdalena, Răzvan și Isabela și la toți sună telefonul cum ar veni, dar nimeni nu răspunde. Asta mi se pare foarte ciudat, pentru că dacă n-ar fi avut semnal, ar fi spus gen nu că au, că au telefonul închis, că abonatul apelat nu se află în raza de acoperire, nu, așa se spune. Dar gen, ei au semnal pentru că le sună telefoanele, dar nimeni nu răspunde. Și dacă li s-a întâmplat ceva? Soamne, iartă-mă, nici măcar nu știu în ce pădure sunt să mă duc acolo sau ceva de genul. Într-o pădure de lângă munții Lungani. Doamne mena, în fine, o să mai aștept, o să mai încerc să-i mai sun sau ceva. S-a făcut și, și noapte afară și munti, e la fel de speriat ca și mine. Bă, nu știu, deci mă enervează atât de mult că nu mă sună, bro. Mamă, deci chiar o să mă supăr când o să vorbesc cu ei pentru chestia asta. În fine, hai că o să... Eu, eu, nu o să pot să dorm, O să mai încerc să-i sun, să văd, poate o să-mi dea un mesaj sau ceva de genul. Eu o să aștept. Fraților, am primit niște mesaje noi de la Magdalena. Marius, Nif, sub, sub și gen pur și simplu sunt sunt litere și cifre puse la mișto. Bă, și dacă s-a întâmplat ceva? Bă, mă sperie, fraților, ce sunt mesajele astea? De ce nu îmi răspunde la telefon și îmi trimite mesajele astea? Să mă duc la poliție? Nu, că mă duc la poliție, mai nici nebun. Mamă, deci chiar sunt panicat, băi și fete. Deci, uitați-vă și voi la mesajele astea. De ce îmi trimite mesajele astea, men? S-oamni, iartă-mă, bro. Mamă, deci pe bune? Chiar mă panichează. Chiar mă panichează. Stați să... Stați să vedem care e treaba, să mă dau rapid. Sper că e domn polițist aici, nu știu, să vorbesc cu el. Nu știu, mi se pare ciut Mamă, nu stai, nu spune că... Nu, nu, nu trebuie să iau pe aici. O să... O să fac o schemă, trebuie să mă grăbesc, nu mai aveam timp să o colesc. Uite că domn polițist e acolo. Lasă că îi explic lui, sper să... Sper să facă ceva, deci pe bune mă panichez. Uh, Domn polițist? Am o problemă foarte, foarte mare. Uh, familia mea s-a dus într-o mini vacanță și nu mai răspund acum la telefon. Of, marius, n-am mai dormit de aproape 24 de ore, haide vă rog, și voiam să mă duc și eu acasă să mă odihnez, dar hai că te ajut! Deci, spune mai multe ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat mai exact? Și după mergem sus. Păi ei au fost în ceva gen, s-au dus, trebuia să merg și eu, în ceva vacanță, într-o cabană de la pădure de la munte, lângă munții Lungani. Și gen, mi-au zis că în momentul în care o să ajung acolo, pot să-mi trimită mesaje, dar nu mi-au mai trimis nimica. I-am sunat și au semnal pentru că le sună telefonul și acum am primit niște mesaje ciudate de la Magdalena în care pur și simplu, nu știu, mi-a zis Marius după niște litere random, după sub litere random și după ceva cu S, S, R și după iar niște cifre și litere random. Nu știu, puteți să îi localizați sau ceva de genul, puteți să vă interesați, sunt îngrijorat și dacă s-a întâmplat ceva. Domn polițist, am văzut că vă ați uitat pe calculator, ați găsit ceva? Marius, am vești extrem de proaste. Într-o pădure de lângă munții Lungani s-a întâmplat un eveniment tragic. Ce eveniment? O creatură gigantică a apărut și a început să distrugă tot ce apare acolo. Deja sunt nouă victime găsite. Nu, 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 mamă, Sirenhead. Nu-mi spuneți că e și familia mea. Nou oameni mor și foarte mulți dispăruți. Trebuie neapărat să mergem acolo. E vorba de ceva creatură pe nume Sirenhead, Și că toți știi de acolo că okay, e doar un mit, dar ea de fapt există și a făcut ravagii acolo. Îmi pare rău să-ți spun, dar s-ar putea ca familia ta să fie victima ei. Nu, băi, și fete, nu, 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 trebuie neapărat să mergem acolo. Domn polițist, chemați și ceilalți polițiști, trebuie neapărat să mergem acolo. Ok, fraților, au venit și ceilalți polițiști, domn polițist, trebuie să mergem neapărat acolo, pe bune. Marius, o să facem până acolo vreo oră jumate dacă ne grăbim. Nu știu cum să-ți spun, dar nu știu cât de multe șanse de supraviețuire au Magdalena, Răzvan și Izabela. Mamă, deci nu vine să cred, fraților, înnebunesc. Înnebunesc dacă, dacă au ceva. Hai să mergem acolo, rapid, ce mai stăm? Hai să mergem! Băieți și fete, am ajuns aici și nu știu de voi, dar eu mă simt ca într-un film horror. Voi auziți? Auziți, auziți sunetul ăsta al lui Siren Head? Deși că e la câțiva kilometri de dar tot se aude, bro. Și uitați-vă, fraților, am ajuns aici, la cabana unde trebuiau să fie Magdalena, Răzvan și Izabela. Băi, și cabana e pe jumătate tăiată, băi! E pe jumătate distrusă, mea, și acolo e foc. Domn polițist, ce facem? Marius, tu auzi cum se aude? Și ce că e la kilometri distanță. Da, aud. Aici a fost cabana care a fost cazată familia ta. Îmi pare foarte rău. Momentan, printre victime nu se află, dar cine știe ce s-a întâmplat. Doamne, Dumnezeule, Marius, se mă, sper să fie totul bine. Domn polițist, avem un martor, un domn care locuia la casa de lângă, a spus că a văzut ce s-a întâmplat la cabana asta. Păi, păi hai să mergem să vorbim cu el! Hai să mergem să vorbim cu el! Am ajuns aici, asta e domnul, mamă, băi, și fete, dar voi auziți cum se aude, bro! Soamne, iartă-mă. Bă, da, gen, ăsta trebuie să-l omoare cineva, nu? Sau, de ce tu se udiți sunetul ăsta? Bună seara, eu o să vă spun scurs și la, și la obiect, pentru că nu pot să stau așa de mult afară că mă să sunetul ăsta, înțeleg. În cabana aia s-au casat de dimineață o femeie și doi copii. Exact. Magdalena, Răzvan și Izabela. Dar când Siren Head a venit să o distrugă, nu era nimeni acolo. O, da? Mă, păi înseamnă că erau altundeva, dar unde sunt? Nu s-a auzit niciun țipă, nimica nici nu sunt turme de sânge. Eu zic să începeți căutările. Deci, să, să te siguri că... că a, deci, ați văzut cum Head a distrus cabana, dar nu... N-au luat pe nimeni de acolo, nu? Mamă, băi, și fete, asta înseamnă că ar putea să fie în continuare în viață, nu-i așa, domn polițist? Hmm, nu știu ce să zic. Și dacă au fost mâncați și n-au mai apucat să țipe, haideți că sunteți pesimist. În fine, chiar trebuie să începem în căutările. Mamă, băi și fete, hai să începem căutările, bro. Hai să începem că pe bune, pe bune e rău de tot ce se întâmplă. Frași și surori, au trecut 6 ore, după cum puteți vedea, nici măcar nu se mai aude sign Head și dacă vă întrebați, nu, nu a fost prins, nu a fost omorât, pur și simplu a fugit de aici și n-am găsit absolut nimic. Sunt foarte multe victime, cred că sunt peste 20 de victime identificate și foarte mulți oameni care sunt dați dispăruți, printre care și Magdalena, și Răzvan, și Izabela. Și după cum puteți vedea, se face dimineața și noi nu i-am găsit. Marius de 6 ore îi căutăm. S-a făcut dimineața, au fost în total 32 de victime. Deci nu cum am zis, adică na. Peste 20-32 de victime. Iar Sirehand încă nu a fost prins. Întreaga 32 de victime n-au fost găsiți, dar sunt încă 100 de oameni dispăruți. Cine știe dacă o să mai fie găsiți vreodată. Hai să mergem acasă. Bă, băi și fete, nu, 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 deci nu. Eu vreau să rămân aici și să-i găsesc. Domnule polițist, stați puțin, s-au mai găsit încă trei oameni erau ascunși sub un copac. Cum adică sub un copac? Păi hai să mergem acolo, rapid! Ia uitați pe cine am găsit, băi și fete, tu ne mulțumesc! Magdalena, Isabela și Răzvan sunt în viață! Băi, cum ați reușit să supraviețuiți? Tu iartă-mă! Nu mi vine să cred că am supraviețuit, Mario. Siren Head e real. L-am văzut cu ochii mei, venea să plâng. Doamne, iartă-mă! Tata, am reușit doar datorită lui Răzvan. Tu, și ce ce-ai făcut? Ți-am zis că există tata. M-am uitat pe net și spunea că înainte cu o oră să vină Sirehead, cerul se face roșu. Și ghiș ce, cerul s-a făcut roșu și fix atunci am obligat-o pe mama și pe Izabela să vină aici, în ascunzișul ăsta pe care l-am găsit. Și am ieșit abia acum pentru că am auzit o sirenă de poliție. Dar nu credeai că am murit, nu? Să am nevoie și vede. Ok, în niciun caz nu mai călcăm niciodată în viața noastră în pădurea asta. Și Răzvan, sincer să zic, ba da, credeam că ați murit. Băi, și vedeți scrieți la comentarii, voi ați că au murit? Băi, eu eram 100% convins când nu i-am mai găsit. Mamă, dar chiar a prins bine ascuns și ăsta. Adică, băi, chiar nu... Nu cred că s-ar fi gândit Sirenhead să se uite aici. Doamne, iertă-mă, eu, nu, nu l-am văzut, băi și fete, eh? dar i-am auzit sonetul. Ok, foarte horror ce s-a întâmplat. Voi ați că au murit? Eu, sincer, da.